Am avut foarte mare nevoie de proiectul Digitaliada când am aplicat pentru proiect. Mi-am dorit foarte, foarte mult să câștigăm și să fim printre școlile câștigătoare. Vă ziceam, eu eram laboratorul mobil, aveam 5 laptopuri, inclusiv al meu personal, pe care le căram la fiecare clasă atunci când aveam nevoie, mai ales la orele de informatică. Copiii stăteau câte 4-5 la un calculator, lucra cel care se impunea mai mult. De când suntem în proiect, lucrurile s-au schimbat foarte mult și văd asta în primul rând în atitudinea copiilor. Participă toți la ore. Cred că asta este idealul într-o oră, să avem o clasă 100% activă. Ceea ce înainte nu se întâmpla. Erau copii care pur și simplu se plictiseau sau își găseau alte ocupații. Învățăm practic pe tablete. Geometria s-a schimbat foarte mult. Cred că la geometrie sunt schimbările radicale. Mă uitam zilele trecute la clasa 8-a. Mi-era foarte greu la corpurile în spațiu să le explic, să vadă laturi construite în spatele figurii geometrice sau ori prin GeoGebra, li se pare ușor. Construiesc cu așa o dexteritate încât și eu sunt uimită câteodată. Am învățat GeoGebra odată cu proiectul. La cursurile de pregătire de vara trecută mi s-a părut extraordinar. Chiar mă gândeam de ce nu am aflat dinainte de ea și de ce nu am folosit-o. La formarea Digitaliada am fost foarte activ implicați. Nu cred că am stat 2 minute, da, 2 minute e mult. Nu cred că am stat să nu facem ceva, să nu învățăm un lucru nou. A fost foarte, foarte interesant.